poziția nu este nouă, din 18-6 a fost provocat pentru astăzi în ședință ordinară. Sunt se constată răspunderea de discutăți în primele Consiliului. Partea ședința este deja constituită și își poate începe lucrările. Domnul primar, vă să prezentați ordinea. După cum ați fost informați, pe ordinele zi avem 6 proiecte de hotărâre, puncte diverse și 3 suplimentări. Cine este pentru ordinea de zi, inclusiv cine este proiectul suplimentar? Unanimitate. Pentru conducerea lucrurilor ședințe, vă voteam în locul să... Da, bună. Dacă nu dați proiectul, domnul ședinte. Ok. Avem o discuție vis-a-vis de proiectul cu gazele. Și aș vrea, voi pe aici, doamna de la urbanism, aș vrea să, dacă sunteți de acord, să nu ținem toată ședința, să dezbatem proiectul numărul 2, adică proiectul numărul 38. Vis-a-vis de gaze, să ne explice doamna cum stau lucrurile la acest proiect. Înțeles că au fost discuții pe comisii și ca să fie mai multe treaba și după aia continuăm cu locul la proiect. Să mă sărim pentru cel care l-am făcut, dar sunt de acord. În această situație ce ține cont de propunerea noastră și de citire primului proiect, numărul 38, privind aprobarea stadiului de fezabilitate și indicatorilor tehnico economic pentru obiectivul de investiții, înființare sistem de distribuție gaze naturale în comuna Căiești. Vă fac cunoscut modul de vot în comisie. Comisia Social, Culturale, Curte, Documente și Sănătate de aviz favorabil. Comisia Activități Economico-Financiare, Agricultura, Agrarea Teritoriului de aviz favorabil cu 4 și o abținere. Comisia Juridică și de Disciplină, Protecția Mediului de aviz favorabil, doar cu un amendament. În comisie am propus amendamentul ca pentru înființarea sistemului de distribuție să fie incluse toate localitățile comune și nu doar cele 3 enumerate de dumneavoastră în proiect, respectiv Căiuți, Popeni, Vizat. De fapt și de drept, la inițierea acestui proiect, eu am propus anul trecut, sau anul ăsta, nu mai este, alocarea unei sume de bani pentru demararea proiectului pentru gaz. Ați venit, am fost de acord cu toți, am alocat suma respectivă. La câteva luni, una, două, ați venit cu un proiect pentru demararea lui și ați venit doar pentru 3 state. Căiuți, Popeni, Vidar. În acea ședință, iar am propus un amendament ca lucrurile să nu se desfășoare doar pentru 3 state. Veniți acum pentru stația asta, iar doar pentru 3 state. Din știința mea și a noastră tuturor, Comuna Căiuți are 9 state în componență. De fiecare dată, statele enumerate în acest proiect, ăla 3, au beneficiat de fiecare dată cu prioritate pentru apă, canal, pentru asfaltări și așa mai departe. Deci, Comisia Juridică are un amendament de aviz favorabil doar dacă amendamentul respectiv este luat în considerare. În această situație, cum spunea și dumneavoastră, că a venit doamna Carmen și să-i dăm cuvântul să explice că nu sunt fonduri, că nu sunt bani. Dacă veți veni doamna Carmen din stat, vă spun, de nu e un lucru. Dacă veți spune că nu sunt fonduri deocamdată, că vor fi și pe parcurs, nu știu ce se va întâmpla, de ce nu includeți dumneavoastră plarea, boștea și prâncenii? Corect. De ce nu? Sau dacă nu, hai să nu fiu răutăcios, de ce nu includeți pralea, blidan și copeni? Haideți să o ascultăm pe doamnă și după aia venim cu băie. O să-i spui că sunt bani. Domnul președinte, lăsați-l că e domnul președinte, nu întrerupeți.
sustenabilitate, proiectantul a prins în calculul sale raportarea întregii comuni. Deci, conducta este dimensionată pentru întreaga comună. Proiectul, din punctul de vedere al proiectantului, s-a limitat la cele trei sate. Eu vă spun, deci ăsta este primul sat. Urmând, ca în faza a doua, dacă dă Dumnezeu și primim fonduri, să le raporteze și celelalte sate. Dacă mergem cu un proiect de o valoare foarte mare, cu orice sursă de finanțare, nu o să primim bani. Asta a fost ideea. Mergem cu trei sate ca să primim finanțarea, urmând apoi extinderea, să facă mai ușor. Asta a fost ideea doamnei proiectante. Vreți pentru toate satele? Doamna femeia și poți îmi spun, vreți așa fac. Dar există șansa să nu primiți fonduri. Acum, după ce s-a făcut, doamna a făcut acest studiu de fezabilitate, suntem în faza obținerii certificatului de urbanism. Cu acest certificat de urbanism, domnul primar va încerca să se ducă la cei de la Delgaz, așa, să găsească o firmă care să accepte să facă construcția și probabil va lua și proiectarea, de asta depinde cum se înțelege, pentru realizarea lucrării. În momentul când va veni firma respectivă, cu siguranță noi vrem să facem 18 km. Dar o să ceară un studiu. Dați-mi voi. Da? Da, da, da. Deci, instalația de tigradurii face orice firmă. Firmele autorizate care se fac cu instalații de gaz sunt puțini. Sunt. Câteva sunt puțini în țară. Pardon. Recomandat este Delgaz, Grilu, care este cea mai mare firmă de distribuție de gaze naturale. Noi la ei apelăm prima dată să concesioneze. Asta nu se întâmplă. După ce proiectul intră la finanțare, să concesionează instalația și cei de la Delgaz vin și fac instalația de gaz. Nu. Altceva nu avem ce face. În altă ramură, că nu pot să iei orice firmă din construcții. Gazele, instalația de gaze nu e ca orice construcție. Prevede niște avizii ISO, nu știu, care nu le are totul. Da. Iar cei mai măsură sunt cei de la Delgaz. Da. În momentul în care, să zicem că găsim concesionarul, acea firmă va veni și va face un studiu. Și s-ar putea să constate că la Căiuț nu merită. Că nu găsește atâția oameni dispuși să se raporteze la conduct. Poate nu vrea lumea să... Dar s-a făcut un sondaj în care asta? Păi putem vorbi de el? Nu. Eu am explicat. Ne putem înscrie la cuvânt, ce vorbești, doamna? În momentul în care și-ar putea să constate că nu este un vor și atunci va aloca banii altui stat sau se va duce în altă parte. Nu este bătut în cui că se vor face neapărat cele trei sate. Se vor face în momentul în care vor exista persoane interesate să raporteze la comunitatea de azi. Cu siguranță se va face un studiu. Și ei sunt cei care vor stabili în final ce și cum. Doamna Carmen, mai rămâneți ca să vorbesc eu, să încerc și da. Cu cuvântul apărarea. Să scrie altcineva la cuvânt pentru acest proiect. Deci, domnul Marcuț, domnul Matei Ionel, domnul Alexandru Gheorghe, alt domn. Am plicat până înainte, nu știu, dar acum vă trec cât am înaintea cu ea, trebuie. Că mai putem. La toți. Aveți cuvântul primul, domnule Laurentiu Matei. Mai sunt alți domn? Care-i cuvântul domnul Matei? Dar scurt, domnul Matei. Totuși, din dinainte, vreau să spun la vot cu vădăriei. Este corect să spuneți la vot amendamentul comisiei juridice, respectiv amendamentul propus dumneavoastră.
Nu este corect ca doar cele trei sate să beneficieze de acest puiu. Așa s-a procedat și cu canalizarea, și cu apa, și cu toate. Când cumperi o mașină, nu o cumperi pe rând. Îi cumperi în trei roți, după aia caroseria și volanul și ce mai departe. Faci un pic și faci toată lucrarea de la cap la coadă. De cât e corect cu spucerea asta? Haideți. Vă mulțumesc. Are cuvântul domnul Mărcuț. Da, ce vreau să adaug. S-a plecat cu stângul din prima fază. Prima dată trebuia un studiu. Din toate satele, să vadă dacă se merită investiția. A doua dată, pe noi interesați prima dată stația de gaz. Asta e primul pas. Aducem stația de gaz. Al doilea pas, ramificația pe sate. Așa, așa e normal. Așa veniți din centrul comunii, ba stânga, ba dreapta, nu-i părere. Din punctul meu de vedere, nu-i părere. Este prevăzut construirea unei stații? Deci, pasul 1, stația pe loc. După aia ramificația. Dacă, doamna Carmen, mă văd de mult, vă dau răspuns la chiar cu dumneavoastră. Este prevăzut construirea unei stații de bus, cum a spus dumneavoastră. Această stație, din cuvintele pe care am citit din proiectul respectiv, este clar că este doar pentru satele Popeni, Zidar și Căiuț. Păi nu, cum nu? Vreți să dăm citire atunci, dacă vreți? Îi vreau că nu-s paginate astea aici. Dar nu e nicio problemă. Avem timp, stație. Să ne aplicăm asupra lor. Pune clar aici pentru satele respectiv. Și atunci? Nu? Dar de fapt nu facem dialog, vom supune, după ce vor comenta tot, vom supune la vot proiectul respectiv, cu amendamentul respectiv. Care cuvântul domnul Matei? Vă mulțumesc. Unul la mână. În necesicerii la articolul 1, necesicerii sau aprobăm studiul de feasibilitate, de selecția de astăzi. Dar, la punctul 2, spunem că se aprobă ca politică economică pentru obiectul de investiții din sistem de distribuție gaze naturale, conform anexelor, dar să studii de realitate. Eu nu am nici anexe, nici studiu. Păi ce aprobăm? Eu ce-am studiat? Am studiat și pe studiu de vizită. Nu sunt anexe și eu nu am nici o altă. Anexe și... Nu sunt eu, dar... Păi da, domnul... Asta mi-a strimis. Mi-a spus, doamne, că dacă vreți să lucrezi cu studiul, găsim un alt efect. Doi. Acum 10 zile, premierul României, Ludovic Orban, a declarat clar că va aloca 1 miliard de euro pentru extinderea rețelelor de gaze naturale în toată România. A dat exemplul Ungariei, în care ungurii au 70% în mediul rural gaze naturale, o România are 35%. Suntem la jumătate, în condițiile în care ungurii nu au gaze naturale, iar noi avem gaze naturale în Transilvania și mai nou, de când vă spun, de-am prin ședin, vă spun, s-a descoperit o mare rezervă de gaze naturale, Marea Neagră, care urmează cu firma Edison din America, continuăm voi, să o punem, să o exploateze. Condiția este ca 50% din gaze naturale să rămână pe piața internă. Deci sunt gaze sau orice circulare. Deci, problema nu se fie poate la noi, dar singur Guvernul României va aloca bani pentru așa ceva. Dacă noi nu suntem pregătiți cu un proiect pentru toată comuna, când vă să vine să ne dea bani, păi dă bani pentru toată comuna între comuni. Și domnul, dacă aveați la toată comuna, vă dădeam bani pentru că era necesar. Trei la mână. Când se face o proiectare la autostradă, proiectezi toată autostradă, frate. Nu? Și execuți o faci pentru un soi. Dar când o faci, o faci toată. O proiectezi, faci tu direcția asta, toată autostrada. Nu faci pentru trosul 1, proiect pentru un lucru. Execuția e una, proiectarea e toată. Se face pe toate, se fac pe toate, pe total, zic eu. Așa, al doilea, m-am documentat cu privire la Comuna Nicolae Băcescu. Au gaze naturale, că s-a invocat la Comuna Nicolae Băcescu, că nu sunt conectați cu acela. Au gaze naturale numai în satul Nicolae Băcescu, ce ține de șosea, de 20 de ani, de anul trecut se chinui să facă exact de extindere, nu să nu reușesc. Deci nu, păi trebuie să faci stații separate pentru satul Barcu, Valea Satul, care îi scriu aici, și separat stații separate pentru satul Galben, care îi scrie. Dumnezeu, nu sunt multe în toți. Iar proiectul separat, iar la gaz, iar cere cote, la gaz, la așa se mai departe.
Deci în ce e... Mulțumesc. De... Sunt antrenor. De ce nu începi de la început cu totul lui? Să-l apropi la început. Pentru tot și să facem de acolo să facă primul consum, să facă primul. Al doilea, copil, da, și-a mai întrebat. Da, studi să fii pentru că tot toate s-a. Iar cu la bani. Nu este mai nu sunt bani, nu există. În ce proiectul faci cu aia? Acum este un proiect de aventură, este un proiect nu de anual și să faci. Nu există chestia asta acum. Că se restrige. Nu este. Asta e povestea cum se va. Este, va fi un proiect de aventură, un proiect mare la nivel de comun. Care vede multe anual. Nu, e clar că nu s-au terminat. Nu se iei banii anul ăsta. O să iei bani puțin pentru studii dezvoltate, pentru altceva, dar un timp la anul să fii mai mulți bani, acum mai mulți bani acolo. Și o să fie, și o să fie, spune la Guvernul României, indiferent care va fi Guvernul României, vor fi bani pentru așa ceva. Deci să ținem cont și de așa ceva. Deci nu, trebuie să facem la început și lucru bun. Mulțumesc mult. Mulțumesc, domnul Maia. Ai cuvântul domnul Aritian. Sunt de acord cu ce a spus domnul Matei. Adică, mă simt și eu același lucru, că nu s-a făcut pentru toată comuna, prin hârtiile pe care le-am studiat aici. Și, în primul rând, s-a pornit cu dreptul. În afară se pornește cu stângul, ca să ai... să ai drumul bun. În primul rând, nu s-a ales spațiu bun pentru stația de reglare măsurare. Deci, da, fiind și departe de comună, de localitate, plus că trebuie trasă rețea electrică acolo, am înțeles undeva la intrare pe Islazul, în dreapta, trebuia căutat un loc în apropierea conductelor de magistrală de gaze naturale, unde să aibă și sursa de energie, ca să nu cheltuim pe stâlpi, fire și ce mai fi trebuit până la realizarea ei. Al doilea aspect, lucru care trebuie să-l luați în legătură cu transgazul, nu cu delgazul. Delgazul este un... Transgazul vă dă aprobare ca să vă puteți raporta la magistralele și de acolo pot și ei să vă ajute să vă dea firme care să execute lucrările de realizare a acestui proiect. Deci sunt terți care colaborează și cu Transgazul. Și în primul rând, Transgazul este cel care aprobă și proiectul, aprobă și lucrările pentru executarea proiectului. Cam așa. Vă mulțumesc. Ne mai fi dat pentru scrieri la cuvânt. Nu mai fi, da? Ne fi dat pentru scrieri la cuvânt. Acolo nu știu dacă există. Trebuie să aduceți, să vă străduceți o linie electrică până acolo. Da. Care costă și aia? Niște bani, investiții, proiecte și... Nu faci dialog, domnul Alexandru. Lăsați și mai ai ce să spui. Nu știu, eu m-am spus, eu am de ce am dat o problemă, da? Domnul primar, atenționez cu toată lumea. Nu numai domnul Alexandru face dialog, face și dumneavoastră dialog. Am făcut toți în viața noastră de când ne aflăm în consiliul ăsta. Vă rog frumos, dacă vă puteți adresa președintului de ședință și îl stopam pe domnul Alexandru. Dacă nu țineți cumva de asta, nu vă pot retrage, veniți în locul meu dumneavoastră. Nu trebuie să v-ați gândit la amplasarea în altă zonă, între șosea și cale ferată. Cu siguranță nu o să obținem aviz. Când pe acolo trece, știți, de la Merg, o ia pe acolo, iar prin spate, la cartier CFR, ar însemna să trecem cu conducta pe sublinii, peste drumul național, care ar implica niște cheltuieli foarte mari. Cu cât suntem mai departe de magistrală și de sat, înseamnă cheltuieli suplimentare. Doamna, am o rugăminte la dumneavoastră.
cu tot respectul și cu toată abținerea. Nu e act de impolitețe faptul că vă opresc să cuvântați despre amplasarea stației ca locație, ca loc, pentru că în dezbaterea astăzi este un proiect pentru existența acestei stații. Problema tehnică o vor rezolva specialiști. Domnul președinte, faceți dialog cu Norman? Nu fac dialog, dar nici nu putem să rămânem, că în alte ședințe, îmi aduc bine aminte, erați cei care spuneați dacă cuvântă și dacă cuvântă cineva peste vie, îl obstrucționați. Haideți ca să nu pierdem timp. Până la... Asta e o problemă pur tehnică, domnul, care va depinde de proiectant. Domnul Oțeanu, îmi permit să trec cu Silvească ca președinte, dar trebuie să ieși afară din sală, că eu n-am niciun lucru. Nu vă reține nimeni, nu vă reține absolut. Vă spun un singur lucru, că și domnul Alexandru vrea să puneți aceeași problemă. Dați-mi asta o locație unde da, este cea mai ok. Da, că noi așa mai, cum să spun eu, mai cum ne credeți dumneavoastră, ne-a trupat ca clinicul domnul să discresăm o locație pentru această stație și în altă parte... Pentru aia sunteți plătit. Cum? Pentru aia sunteți plătit. Păi da, dar și până așa cum ați spuneți că nu e ok. Domnule, dar nu... Și să găsesc altă locație. Domnule primar, proiectul de astăzi ne cheamă ca să aprobăm înființarea unei stații. Da, oare n-am mai auzit? Dar nu locația respectivă. N-am auzit ce s-a discutat mai înainte? Păi dar bine, domnule, greșeala poate a fost plecată de la un cuvântător. Că a pus în discuție locul, că n-ar fi bine acolo, că bine, tot așa 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 așa. Păi nu, eu tot asta am zis că le închidem. Ar vrea să vă spun și domnul Matei, un studiu de dezabilitate făcut pentru toată comuna este foarte bine. Pus ulterior, deci când solicităm bani, să solicităm pentru un soare, asta însemna că dacă să luăm studiu pentru, să facem pentru anul 3 sate, studii de fezabilitate și toate, cum ați spus, studii geo, toate studiile au un anumit termen de valabilitate. Ce facem dacă ne întindem peste 3, 4, 5 ani? Iau încă o dată, plătesc studiul respectiv? Să presupunem că închei un contract cu proiectantul și spun, domnule, îmi refaci documentația. Nimeni nu se face documentația așa, dacă mai fi, este 5-6 ani firma respectiv. Asta a fost ideea de a nu cheltui bani din timp. Că știți ce să domnul președinte, dați voi să... Da, vă rog. Da, studiul fezabilitate este un an. Și avizile care sunt de 2 ani, 3 ani, avizile expiră. Dar studiul de fezabilitate nu ar fi să expiră. E un studiu. Păi studiul de fezabilitate... Dar la voastră știi... Și le faceți din nou. Ce este că... Dar deja ai cota, ai alocat de tot. Asta e problema. Păi, dar cota a fost, am zis că... Deci studiul de fezabilitate... Fezabilitatea are la baza lui un studiu geo, un studiu topo și alte studii care, la rândul lor, au anumite termeni de valabilitate. Nu se mai pot folosi acela studiu topo sau geo peste 5-6 ani. Nu mi-l va accepta oficiul de cadastru sau cine îmi voi depune documentația sau cel care îmi voi solicita bani. Asta a fost ideea. Nu e rea intenția de a nu face pentru toată comuna. Întreba, la autostres se duc la fel? Nu spuneți, dar nu spuneți, dar nu spuneți, dar nu spuneți, 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 dar nu face bani pe care trebuie să-i gestionăm astfel încât să fie treaba bună pentru toată lumea. Asta era, de asta v-am zis că s-a putut studiul tot. Iar referitor, v-am zis, rețeaua a fost dimensionată pentru toată comuna. Eu am dat pentru toată comuna. Și să înțelegem că stația va fi capabilă pentru toată comuna? Exact. Stația se va... Că ăsta e finalul care nu înțelege toată lumea. Da, stația, deci... Asta e cea mai importantă. Stația să fie capabilă să fie toată comună. Exact. Aici trebuie să înțeleagă lumea chestia asta. Domnul Oprea. Doamne, dumneavoastră dispuneți acum, noi aprobăm și proiectul de lege. Domnul Matei. Vine a fost să fie așa. Asta mai puțin la teorie. În prarea s-a spus că se va avea cu pătare, nu s-a legat. Când se va avea cu canalizare, nu s-a legat. Când se face asfaltul, când se face mai extinsă, nu.
zero mai departe. Vor să o tot din. Clar. Ce mai mai aveți ceva, domnul Atenție? Domnul Oprea, vreți să continuați? Vreau să întreb clar. Stația este capabilă pentru toate satele. Asta e durerea mare pentru peste 3 ani, când satul Bradea vrea să-l acordeze, sau Boiștea. Asta, drept final. Da, domnul Oprea, mă spun și o dată. Mulțumesc. Domnul meu, mulțumesc. Domnul meu, problema se pune pe următor. Domnul Oprea propune, se pune o întrebare. Din proiectul pe care noi astăzi trebuie să-l avizăm, fără amendamentul respectiv, reținem clar așa măsurare, predare, SRMP, până la consumatorii din localitățile Brigari, Tăiuți, Copeni. De ce nu scrim noi toate localitățile comune? Și atunci, domnul Oprea, dacă ar fi studiat proiectul respectiv și ar fi văzut toate localitățile, nu mai ridica această problemă. S-a vorbit, cred, suficient, nu mai sunt altfel. Dacă îmi dați voie, mai intervenim. Dacă îmi dați voie, dacă nu. Poftiți, domnul Oprea. Un alt proiect de amploare asta, avem mult regretatul Conacul Rusetii. La fel, am avut și acolo probleme, dar fiecare ghid de finanțare cu acest proiect au o ramură de cerințe. Deci dacă pentru ghidul ăsta, pentru finanțarea care este acum pe CNI, vis-a-vis de gazele naturale, de care domnul Matei a pus problema cu domnul ministru Orban, a zis că dă un miliard de euro pentru problema asta, este un anumit ghid de finanțare. Dacă nu putem merge cu acest proiect, iar proiectantul ales și fiind din București, de la mama lui de acolo, și ne-a zis că așa trebuie să mergem ca să intrăm la finanțare. Următorul, dacă nu intră acum la finanțare, următorul ghid de finanțare o să fie altfel. Iar proiectul nu se va potrivi. Vă dau exemplu de la Conacul Răsepei, când mi-a apărut o altă linie de finanțare pentru Conacul Răsepei, la care doamna care a făcut SF-ul, vă dau și numele și numărul de telefon dacă vreți, e liber, vă puteți interesa, mă cere încă un miliard ceva ca să nu o refacă, după nouă ghid. Același lucru se întâmplă și la gaz, după nouă ghid. Și poți să schimbi de două, trei ori. Iar noi, interesul care este? Să facem ceva sau să nu facem? După cum puneți dumneavoastră problema aici în Consiliu, executivul, în speță primarul, subiciile și domnii de la primăria asta, sunt împotriva anumitor sate. Pralea, Heltiu, Boiști, ca să le tragă cazul. Nu, domnilor, credeți că eu, și dacă cineva din dumneavoastră sau cineva din comun poate să creadă că eu am împotrivă să trag gaze acolo sau nu vreau să duc gaze acolo, nu știu, mă duc până cele mai jurăminte. Eu nu vreau să fac așa ceva, Doamne ferește. Vă contrazice de plin. Haideți să facem. Dar dacă omul care face proiectul și se vie îmi spune, domnul primar, vrei să o finanțezi? Vrei să intri la finanțare? Fără așa. O faci cum vrei dumneata? Cum o vreți? Faceți-o cum vreți și o să vedem. Ne întâlnim peste 3 ani să-l refacem. Mai dat un miliard. Vă mai refacem dată, mai dat un miliard. Aici e problema. Nu oricând are ceva cu cetățenii, când puniți în gând că cetățenii din satele celălalt. Nu, domnule, da, eu pot să fac altceva. Propun să o scoatem după ordinea de zi, îi trimit ca să-l las să nu se aprobe, ar trebui ca să îmi dau singur că stâng bun dreptul, da? Îl scoatem după ordinea de zi, îl trimit la doamna proiectantă de la SF, să-l facă pentru toată comuna, și Dumnezeu cu mila, o să finanțeze cum o să fie. În loc să îl luăm pe bucăți, că haideți să-l facem prima dată în satul Heltiu și nu o facem acolo. Cum spuneați dumneavoastră? În satul Heltiu, băi, știi cealaltă sat? Și să vedem câți consumatori sunt. Cât cel care face proiectul. Domnul, nu facem deloc. Dar mă văd obligat așa. Povestiți frumos, ne aduceți argumente de tot felul care pot fi sau nu pot fi credibile.
Îmi permit și eu să intervin, cum au făcut-o și colegii mei, și să vă spun un lucru. Spuneți dumneavoastră că executivul nu e împotrivă. Dar executivul a încercat? Nu. Dar bineînțeles că a încercat. Nu, domnule primar, să vă spun eu de ce. Pentru că cu poezii din astea și cu texte din astea, că nu se pot face studii pe... Dar ce trebuie să facă executivul ca să încerce? Spuneți-mi, poate asta nu știe executivul ăsta. Spuneți-mi, dați un exemplu. Îmi permiteți-mi să vorbesc. Păi da, nu. Dar v-ați întrebat dacă am încercat. Eu vă cer dumneavoastră permisiunea când ar trebui să nu o fac. Așa. Îmi povestiți de Conacul Rosetti. Conacul Rosetti s-a spotignit că știm cu toții că nu era întabulat suprafața respectivă. Deci, cine trebuia să urmărească ca documentația să fie completă? Noi nu, executivul, care a întocmit-o cu cei de meserie. Deci, Conacul Rosetti, pe de o parte, spuneați, bă, mai stagnăm, că nu știu ce. Păi uite așa trece, timpul trece, lipsesc piese din documentația respectivă și s-a mână, a trecut valul. A doua chestiune. Toată lumea știe că și la noi, la fondurile guvernamentale și locale, prioritate la fondurile europene dintotdeauna au avut. Să nu mai discutăm că noi nu am atras un fond european. Deci de la drumul Hertiu Vrânceni, să-mi spuneți și mie ce fonduri europene am tras. Existențele de iluminare din satul Pralea. Poftiți? Și drumurile de interes local. Sunt fonduri europene, dacă nu știam. Da. De ce n-am fi făcut și cu asta? Și la fonduri europene, domnule primar, au întotdeauna prioritate proiectele mari. Așa a venit fragmentat, a venit Hertiu Vrânceni și nu s-a făcut și căiuța cel profesor, care discutăm astăzi. Și dacă stau bine și mă gândesc, domnul Ocheanu, Hertiu Vrânceni, care spuneți dumneavoastră, nu sunt pe fonduri europene, a fost pe PNTL 1. Și vă documentez. Domnul, eu nu eram. E program guvernamental. Eu nu eram. A fost pe vremea domnului Durlan. Și domnul Durlan. E program guvernamental, nu pe fonduri europene. Domnul Durlan așa. Și vezi ce era aici, da. Exact. Așa. Păi nu. A fost pe PNDL 1. Și ghidurile, iar referitor, domnul meu, cum spunea și domnul Matei Ionel. Domnule, ghidul ăsta de finanțare, că se schimbă de la o zi la alta... Îl facem noi, cum vrei. Păi nu îl faceți dumneavoastră, că dumneavoastră nu faceți ghidul de finanțare. Dar cei care fac ghidul de finanțare, le schimbă, pentru că au tot interesul, domnule. Să n-aibă valabilitate mare și așa mai departe. Că în toată țara asta, eu... Cer scuze că folosesc un cuvânt dur, e o mare goloneală. Ne furăm căciula unul la altul. Asta face. S-a vorbit consilier de școli la acest proiect. Sper să nu se întâmple același lucru, fratelor, și că ne prinde revelionul. Supunem copii? Doamna Carmen. Dar nu facem acum, domnule, studiu documentații, domnule. Dar puteați foarte clar să veniți cu el, să spuneți, domnule, găsiți la sediul primăriei, la anexa cutare și cutare. Dar doamna care nu a fost la primărie, poate cum a nu l-ați găsit, doamna care nu a găsit tot. Doamna care nu a fost la primărie. Domnul Matei Ionel a invocat și a arătat faptul că nu are toate cele necesare. Îi reduceți acum timpul să le încetăm. Domnul Florea. Da. Domnul Florea, vă rog să vă retrageți și documentați și prezentați în alte patru ocazii, domnule, nu ședință. Păi, domnule, dar n-am voie să-i povestesc cu ședința sau... Păi nu, domnule, dar ce-ți vă permisiune, domnule, nu conduceți dumneavoastră ședința asta? Eu pot să fac un alt gest acum. V-am mai lăsat că am susținut până așa doar și fac. Supun la vot amendamentul pentru includerea ca text în prezentul proiect până la consumatorii din toate localitățile, dar pentru toate localitățile acest sistem să fie finanțat. Pentru toate localitățile comunei Căiuța. Supun la vot. Cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, domnul Sărbun, 8, 9, 10, 11, 12. Domnul Sărbun, 13. 13. Nu poate fi numai mulțumesc pentru. Deci, 13 votul pentru. Cine este împotriva? Și vicele a fost pentru. Dar nu vreau să mă numim. Vă rog frumos să vă dați și să vă numim. 14 votul pentru. Și domnul vice. Cine este împotriva? Cine se abține? Cine se mai abține? Nu v-a spus. Nu v-a spus și asta. Da. Da, mai știu ce vreau. Vă fac cunoscut că a trecut amendamentul propus. România tot înainte. Avea dumneavoastră un semn. Păi dacă amendamentul a trecut, este respins.
pe consecință logică să mai supune ea? Ea să fie respectată. Ce mai așteptat la o altă părsătură? Deci proiectul este respectat. Ați mai procedat dumneavoastră în felul ăsta. Da, asta este. E frumos? Propriu-le, sunt rinunțe. Dar se supune la vot și proiectul în primă fază, deci numai pentru cele trei sate. Cine este pentru? Domnul Golo, arătați-mi respectiv mai pe, numai pentru cele trei sate. Să-mi spuneți cuvântul numai. Să-mi spuneți cuvântul numai. Păi nu, dar nu. Să-mi spuneți cuvântul numai. Numai, dar ce fac? Nu e numai. Păi domnul, de acum trebuie să-mi iau. Să-mi spuneți cuvântul numai pentru cele trei sate. Nu, domnule, că dacă vreți ca să vă spun așa, o redactare asta super rău de tot. Până la consumatori din localitățile Brigar, virgulă, Căiuți, virgulă, da. Copeni, virgulă... Haideți să vă explic ce înseamnă asta. Nu. În doctorat magistrală, în SF-ul ăsta, asta principal, în primul SF-ul, va merge până la limitele acestor sate. No. După aia va merge continuare. Iar făcut la conducta este dimensionată. Eu vă rog frumos să vă dați indicații tehnice până unde, de unde, până unde. Este foarte clar stipulat în proiect, doar cele trei sate. Atât. Da. Și poate am cerut cine este pentru. Întreb cine este împotrivă. Cine este împotrivă? 1, 2, 3, 4. Împotrivă la forma inițiată de domnul primar. Da. Cine este împotrivă? 1, 2, 3, 4. Cine se abține? 1, 2, 3, 4. Este. Diferent. Trecem la proiectul 37. Privind aprobarea fazelor, notă conceptuală, sistemă de proiectare în vederea elaborării documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiție, modernizare drumului prin asfaltare în comun a Căiului Județul Bacău. Din lecturarea acestui proiect, se vede clar că sunt două tronsoane de drumuri în prezent pe Păiuțe, mă refer la cel de la Vrânceni, la Florești și respectiv Căiuți Boiște. Aceeași întrebare o pun, de ce nu a fost cuprins și tronsonul Căiuți Celtiu. Ia să scrie la cuvânt. Să scrie la cuvânt. Puteți să citiți și la partea de avizare. La parte de avizare, Comisia Social Cultural favorabil, cu 5 voturi pentru, Comisia Economică este favorabil, cu 3 voturi pentru, o abținere și una împotrivă, Comisia Juridică dă favorabilitate acestui proiect doar cu amendamentul de includere în acest proiect și a tronsonului Căiuți Celtiu. Îmi scrie la cuvânt. Mărcuți. Matei. Matei. Ați domn? Matei, da? Hai cuvântul, domnul Mărcuți. Aici, la acest proiect de hotărâre, se repete greșeala anterioară. Studiul trebuia făcut chiar din toate celelalte. Care a menționat Brânceni, Moiștea, trebuia prins și CFR, calea ferată, Hertiu, trebuia prins cartierul CFR, trebuia prins Căiuți Mărcești, aceeași bulbășală. Mulțumesc! Ai cuvântul, domnul Matei? Eu vreau să întreb
sau nu, nu înțeles, va fi corect așa, în anexa numărul 1 și 2, care face parte integrantă din acest proiect, în anexul din Consiliul Local Căiuț, dar este semnat domnul primar, doamna inspector Carmen Mărânt și doamna secretar general Căpățeni. Pe dacă Consiliul Local Căiuț Antetul semnează în domnul nostru, putea să ne și Consiliul Local sau cine semnează. Ar fi demoral, drept. Deci nu era primăria Căiuț sau ceva, Antetul. La drept Consiliul Local Căiuț, pentru Consiliul Local să când noi consilierii, reprezentat de președintele Consiliului, de președintele de ședință. Domnul Matei, nu ar trebui așa. Eu am întrebat dacă a legat proiectul. Pentru că acest proiect este chemat să fie aprobat în Consiliul Local. Deci proiectul în Consiliul Local. Când îl propune executivul celorlalți, dar nu își propunea că de executivul trebuie să fie primul 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 comun este comun. Da. Deci e proiect. Da. S-a doua problemă. În raport de specialitate spune că, întrucât investiția menționată nu s-a regăsit în lista obiectivelor finanțate din programul PNDR2, așa s-a propus realizarea acestei investiții din bugetul local și din accesarea de fonduri de la bugetul de stat. În ultimul rând, ce înseamnă accesarea de stat? Ce o să-i bată de la bugetul de stat? Adică, bănuiesc că, dacă voi să vă 10%, nu pot să vă mulțumesc, nu? Sau după ce s-a aprobă, le pune într-o altă lume. Pentru că PNDR nu mai poate, s-a respins, nu? Deci tocmai de aia, de ce cu treaba, mai merge PNDR, CNI, informații se informează de PNI. Deci informația aprobată în Consiliul Local, ca să vedeți mai departe, dacă trebuie să le obțin. Ca să înțeleg, da? Da. Mai sunt altă descriere, nu? În această situație, supunem la vot acest proiect cu amendamentul prezentat, respectiv cu includerea... Amendamentul. Vreți redactarea lui acum, ca teografia, cumva, să lucrați? Spuneți-o de acolo. Includerea și a tronconului Căiuț Peltiu. Și nu numai. Și vine și domnul... cu adăugire la amendamentul... Dar te rog ce fere, că ești la ce? Mă rog, ești cu amândoi. Da, dar nu te vedeam cu modificat. Poftem? Dar te rog ce fere, a fost modificat. A fost? Nu mai 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 mai. Vin și dintre voastră. Nu, a fost. Când erați viceprimar. A fost de ăla, a fost de ce? După ea. Că la lumea sunt ziua mea să-mi ia. A dat viceprimar. Nu, 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 există un proiect și există niște, s-a încercat depunerea lui pe PNLL construire viaduct și drum de la Căiuț la tronsonul respectiv. Viaductul este în continuare a podului, deoarece în zona este zona inundată și nu o să primim finanțare să asfaltăm niciodată. Deci s-a aprobat dumneavoastră proiectul din 2017 un proiect pentru construire viaduct și asfaltare drum. Referitor la ceea ce a zis domnul Matei, am depus proiectul ăsta tot pe PNDR, ne-a fost respins la fel ca și viaductul, să așteptăm să deschidă niște linii de finanțare și să încercăm să îl depun. Cât va fi contribuția primării proiectului, asta nu știm, că fiecare ghid vine cu regulile. De asta nu s-a depun, nu s-a încercat și asfaltarea zonei, al drumului Căiuț Peltiu. Pentru un podet simplu, când vorbim de viaduct, gândesc la încercețești. Un podet, cum s-a făcut paraiele astea pe aici, simplu, care era gata din 2017, după mintea mea, și proiectul era finanțat acum. Stai după un mahal din pot, asta e... Brata care? Că e interviu. Eu v-aș ruga. Așa că eu nu pot să fac ce rupi iară. Nu mai veniți cu textul din astea că zonă inundare. Tu ce dracu, zicem că Tulcea, de Galaș, de Brăila, nu-i trec curvile, curvul nostru mare, și ce zici? Aia nu mai este zona inundabilă? Și dacă este zona inundabilă,
Și o facem noi un dar, nu doar. Vorba aia, poveți, viaduc și așa mai departe. Păi nu, doamne! Țineți minte la inundații, acolo s-a luat, când au fost inundații, chiar în zona inedată. Păi simplu, un potet, cum trebuie, la viboare în prea. Sunt de acolo, dar nu e totală să nu mai au luat. Doamne, dar nu, potetul ăla înseamnă bani, dar cei trei potete care s-au făcut? Și bine probabil că s-au făcut, dacă s-au făcut. Ălea n-au însemnat bani. Dar luați provocul dumneavoastră, luați provocul dumneavoastră, câți beneficiați sunt la podețele respective? Rabai strategic, rabai strategic. Păi ușor au spus. Rabai un cer la podețele. Dar nu am ales noi, au fost investite de Ministerul, s-a depus odată și răzbărat. Arătați-mi, doamnă Hârtin, care dumneavoastră a trimis în întâmpinarea Ministerului, să spuneți că este situație mondială. La Hârtin, acolo, care cu prepararea locului și să nu se izoleze 3-4 sate, arătați-mi unde s-a făcut treaba asta. Nu noi, Ministerul, nu mai dați în spatele Ministerului. Ministerul are niște fonduri și dă fiecare primărie câte o bucată de sate. Asta nu înseamnă că dacă mă duc eu să fac o solicitare, Ministerul... Azi se poate supune, dacă discute două tine, mai și se ieși de la acolo. Supunem la vot amendamentul pentru includerea și celorlalte tronsoane. În proiectul respectiv. Cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 4 dumneavoastră. Nu. 15. Încă o dată. 1, 2, 3, 3, 4, 4 pentru. Cine este împotrivă? Cine se abține? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 4, 4, 11, 8, 12, 8, este mai mult. Deci încă o dată, cine se abține? 1, toți ceilalți care nu au votat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Domnul Gău, nu ești. Nu ține. Te-ai ține. Păi nu ți-ai dat nici la mână, dar sunt numărul cu de două ori. Dar nu știu și nu. Nu e așa. Domnule, vă rog frumos, până la numără, finalizarea numărului, mă răspuns, pentru ce vreți. Deci, încă o dată, au fost patru pentru, da? Cine se abține? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 cu 2, 10. 10. Și tot 10 persoane. Și ce-l-a fi împotriva? Nu vreau o problemă, nu vreau o problemă, nu vreau o problemă, nu vreau o problemă. Haideți să luăm de la început, cine e pentru? Că se-a spus. Dar eu când am întrebat mai să păi sunt. Altă păi dumneavoastră. Cei împotrivă trebuie scriși nominal. Eu sunt pentru forma inițială a proiectului, pentru că tot umblând cu foarte categoric de acolo, să rămânem cu pantaloni scurți până la urmă. Și nu o să realizăm nimic. Și atât vă abțineți sau sunteți împotrivi? Nu știu la ce să mă mai înscriu, la care, la pro, contra și... S-a fost să s-o făcut la vot, dar când am comisiunile, ce includea când... Abținerea nu are niciun fel de vot. Împotrivă, da? S-a ținut. Hai, domnule, nu facem atât de atât. Chiar vreți să stăm... Proiectul de hotărâre nu... Nu știu la decizia la urmă. Păi cum? Nu vă acceptă la urmă. Dar nu știu ce am făcut acum. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pentru... 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2,
Cine se abține? Unu. Concept de rad, mi-a zis 2. Luați 3, pentru că nu știți la 3, dacă nu vreau să sunt 2.
Domnul comisar,
spun și eu că este, cum să spun eu, nu depășit termenul. S-a trimisat din cauza că este tardivă. Cineva, domnul, aici în referatul, domnul doamna Maior, spune așa, la un moment când scrie din general, acest cuvânt, să vă luați că el nu-i declarat, la fel de 5 linii de plătat. Cine a declarat? Să răspunde. Cine a declarat? Ce v-a declarat? Trebuie să-i zic un act. Nu se poate să a declarat cu el, așa, el. Trebuie să-i zic un act. Trebuie să-i zic la bază. Am căutat. Păi, ce ați găsit când a declarat? 5 linii. 5 linii de metri plătat terenul de sufrimărie și 5 linii de metri plătat să nu curtura. Am votat pe invers documentația vecinilor, am luat la Diana Forța, am votat 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 la Diana Forța, am că ăla a fost efectiv măsurat acum, efectiv măsurat, terenul real care este la, sub această clădire și atâta este. Noi îl consemnăm la OCPI și în cartea funciară pe 2941 de metri. Atât este efectiv. Pe astea suntem proprietari. Dacă vrem să facem anchete din 1900, 1950, 1000, 2000, 2000, 1990. La 1990 era ordine. În timp cât primarul a fost urmărindarul aici la timp, a fost obisit. Și noi am fost și consilierul local așa. Știți cum e cu terenul ăsta? Exact cum s-a procedat cu terenul de fotbal. Iar dați-mi voi pe domnul Ceriței. Iar de aici încolo, atât timp cât este intabulat și depus la OCP, nu se mai poate atinge de el numai. Asta de cât rămâne că imaginea e știință, și mai de ce nu s-a întâmplit de cauză. Nu, problema era, la fi păcat, dacă s-a face o cercetare, și nu se recuperează cei 2000 de metri pătrați, asta e problema. Cei 2900 de metri pătrați, la fi păcat. Domnul Matei, sunt 30 și ceva de ani de atunci. Nu era care a făcut, care a sădușit, dacă el, prescrise. Nu de prescriere, că ăla nu grijă să nu lase niciun document care să ateste existența celor 5.000 de metri pătrați. În atare situație... Dumneavoastră, primăria trebuie să vă tabulați cu 2940. Domnul președinte, numai că e impropriu spus că terenul căminului cultural, domnul președinte, că au reacționat, vom să supunem la vota sau nu suntem noi acum arhitecți. Scopul, la vota. Da, s-a făcut, dar nu ne-am luat votul de aici. Nu ne-am luat votul de aici. Nu ne-am luat votul de aici. Cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pentru. Cine este împotrivă? 2 împotrivă. Cine se abține? 1, 2. Deci când faci asta, nu te-a fost. La numărat la urmă. Primul acum, dar nu numărat la Laurie. La Laurie e sucru. Bun, e uite. E uite. Cum ați votat din bază? Asta e mișto. Asta e mișto. Asta e ședință. Asta e ședință. Să fiți mare. Mai ridic o dată mâna. Mai ridic o dată mâna. Chiar n-am văzut în bază, mare asemenea ședință. Dar ce stai aici? M-am pus să ridic până la 10 ori. Fii atent, dar de camera, de camera, nu mă ține chiar 5 ore. Scurt. N-am lucrat și ce-ți fac la venit aici. Cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pentru. Cine este împotrivă? Domnul Chiar împotrivă. Cine se abține? 1, 2, auziți ce spuneți? 12 și cu 3, 4, 15. Proiect de hotărâre 1.41 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economice și a deliziilor general pentru obiectivul de investiție reabilitare în forță de celul flotul sunt comunativi, puteți fac eu. Înscrie la cuvânt? Vreau să-ți place la domnul primar, cea mai diferență, să vă știți,
condițiile, datorită creșterii salariului, indiferent de economie, construcții sau industrie. Adică dacă nu sunt niște pătrunii. S-a mărit un pic, nu? La vizit de autorizare de la Apele României, ne-au dat să mai facem un fel de pot de ruperea, nu știu cum zic, a frântului, a vitezea. A, și încă asta s-a fost unui acolo. De-aia am și întârziat o autorizație la Consiliul Județean. Mai sunt înscrie la cuvânt? Deci, dacă e diferența asta, nu se nu. Supunem la vot proiectul de hotărâre numărul 41. Cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, votul pentru. Proiect de hotărâre numărul 42. Privind stabilirea contribuției anuale a Consiliului Local cu Iuzma și Nașara, activității de asistență socială în baza costurilor medii anuale pentru persoane cu handicap, precum și asociarea Comunei Serios cu Județul Bacău și DGASPC, Bacău pentru finanțarea activității de protecție de tip prezidențial a persoanei cu handicap. Înscrie la cuvânt, copiii, domnul. Vreau să fac o observație. La titlul 1 zice că se aprobă costul anual pentru întreținerea copilului sau tânărului cu handicap. Și la unul roman se vorbește, la unul roman se vorbește de copii și tine, dar la doi roman se vorbește de adulți. Păi eu aprobăm numai cu tine, nu e nevoie de zic și adulți. Corect? Da. Deci e observat de corect, da? Corect. Da, mulțumesc. Mai sunt înscrieri la cuvânt? Neșinitate înscrieri la cuvânt. Supunem la vot proiectul cu adăugirea voastră deputată. Cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, pentru. Proiect de hotărâre numărul 43, privind aprobarea rectificării bugetului de venit în situația Comunului pe anul 2020. Solicită cineva competent? Nu. Încheie la cuvânt? Nu. Supună la vot proiectul numărul 43. Cine este pentru? 1, 2, 3, 4. Domnul 5, 6, 7, 8, 9. Reluăm numărul care se vă rog atenție. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pentru. Împotrivă careva? Nu. Abținem? Două abțineri. Este 16. Nu, este 13. 13. Proiect de hotărâre numărul 44, privind acordarea unui ajutor de urgență. Solicită careva lăburii? Nu. Înscrie la cuvânt? Nu. Supunem la vot proiectul numărul 44. Cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, votul pentru. Proiect de hotărâre numărul 45, privind acordarea... Proiect este de bază la vot. Copii? Nu, e bine și bine. Privind acordarea unui ajutor de urgență. Solicită cineva la urmărit? Nu. Înscrie la cuvânt? Nu. Supunem la vot proiectul de hotărâre numărul 45. Cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, votul pentru. S-au eliminat proiectele supuse de facere. În ultim punct, discuții și diverse. Dacă vreți să înscrie cineva la cuvânt. Domnul Marcuț, domnul Alexandru, domnul Oprean, domnul Roștan, date scrie, domnul Sărbun, atât. Dăm cuvântul domnului Marcuț Ioran. Sunt de domnul Domnul primar sau domnul vice,
Am avut drum la prale la domnul Bostolache, are casa undeva pe uliță în spate și am zis că a vorbit cu dumneavoastră, a dus balast, dar trebuie invins, că nu, nu se poate circula pe acolo. Dar întrebați pe domnul consilier... Nu vreau să completeze nimeni. Eu v-am adus la cunoștință probleme. Trebuie să ne spasă și voi. Ce ați spus ca sujeți? Trebuie să vedem. Trebuie să ne spasă și să vedeți cu ce vorba. La școala Hentiu, domnul primar, cândva v-am apreciat pentru că s-a stricat construcția, dar cum m-a dus loc acum trebuie să vă critic. Ce mi-a așteptat să crească bureți, ghedii? Avem băieți de la 4-16, nu durează mai mult de 2 zile. Ar mai fi o problemă pe toate satele din comună. Mașinile lăsate de izbeliște. Accidentul îi face la orice clip, la orice secundă. Trebuie să interveniți în problema asta, cât posibil. Și noi am două probleme și scăpați de mine. Familiei care las casă din Praga. Mai sunt două luni de călduri, după aia o să vină frigul. Cum putem să-i ajutăm de aceste persoane? Avem două depozit materiale în curte. Mulțumesc, domnul primar. Deja au fost ajutat și din partea primăriei, nu din partea la domnul primar electoral sau al Gavrile electoral. Nu ne-am ajutat nici o colegiune, că bine i-am spus vorba. Așa am ajutat și eu particular, dar nu vreau să ies în evidență. Pe Consiliul Local, dacă suntem șmecheri. Dacă nu, ce-o cumit. Familia lui Elena, care a murit, doamna, cu trei copii, iar a trebuit luat în cap, sunt cumva să o ajutăm. Sunt parțial acolo, a luat trei copii, de tot. Trebuie să luat și altul. Știți unii sunt copii? Știu, doamne. Dar sunt făcuți aici, în căi, doamne. Nu sunt făcuți aici, doamne. Atunci îi dăm după pe lucrurile. Nimeni nu-mi înseamnă. Dacă nu-ți dă scurma pe lucrurile. Nu am văzut. M-am interesat pe aici în măsură. Copiii nu sunt au băiatul să l-au pitat. Numai unii de lor. Ceilalți sunt veniți în altă parte. S-au dus acolo. Dă-mi cadrul legal. Cum ai vrea? Am zis în ideea că ai putem să-i ajutăm cu ceva. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Da, mulțumesc. Domnul primar, vreau să revin la o problemă care v-am ridicat în modul camerei de la vedere pe punctele importante din comun. Motivul că l-am spus atunci, care infracțiunea, răfurturi, plimbări de colo-colo la diferite persoane suspecte. M-am interesat de la un specialist, dumneavoastră mi-a spus atunci, domnule, costă mult, trebuie să ne interesăm niște camere cu carduri, cu ce, că nu se poate implementa o, sau nu se poate, costă mult, pardon, costă mult capul pentru a pune o cameră într-o interziție. M-am interesat la un specialist, domnule, mi-a spus că se pot monta camere pe bază de cablu cu drivere pe o anumită distanță, driverul localizat într-o casă la cineva cunoscut sau om de încredere, deci nu neapărat să întindem toată comuna cablul pentru... Deci o soluție. Soluție. Dați-mi și mie cadrul legal, domnule. Sau poate spune ca să nu mai există într-un timp în care eu să fac investiții și să pun în casa omului, în proprietatea privată, obiectul... Sau un obiect mai comun, domnule. Sau un obiect, de exemplu, o școală, care este supravegheată sau când poți să pui și acolo camerele de la vedere, să supraveghezi obiectivul. Deci, păi există posibilitatea. Mi-a spus că vă întâlnesc. Domn primar, executivul are obligația de a aduce soluții. Îi spuneți voi mie să aduc soluții cu una cu altă. Trebuie să vină cu soluții, să vină cu omul cu acest. Păi dar pe specialist în domeniul ăsta, domn? Ați zis că ați venit un specialist. Domnule, eu am consultat un specialist. Domnule, ce te place să îi spune ce vrem, ce vrem cu toții și să vedeți să facă totul. Eu m-am întâlnit la cunoștință despre ce-i vorba, da? Eu nu am vrea să-i specialist de ce să vină să...
fac, cum mă... Eu am discutat cu cineva și mi-a zis că se poate realiza acest obiectiv, da? Da. Apoi pot prezenta, pot prezenta pe la tot și luați legătura, dar nu e ce legătura. În al doilea punct, v-am zis, activitatea Poliției Comunitare, care și atunci a spus că ați pus-o la dispoziția Poliției Naționale și că nu au timp, nu au... V-am cerut, dacă se poate, să justifice activitatea infracțională din Comuna de Iuț. Cazul, v-am zis că am să vin și cu cazuri concrete. A persoanelor care au, au fost jefuite sau curate sau care nu le-a luat nimeni. A fost și răspunsul poliției, a fost, doamnele, ți-ai păzit curtea, ți-ai imobilizat grajdul, deci ceva de genul. Nu i-a spus formă reclamație, nu i-a dat un număr de registrare sau să-l facă un dosar mai departe. Deci sunt persoane sub acest aspect. Și o altă, o a treia problemă, am participat la recepția canalizării Căiuți din sat, acolo la biserică. S-au constatat niște nereguli. Domnul Vice a fost acolo, nu știu dacă și-a notat. Am înțeles că urmează să se remedieze, dar pun întrebarea. Acolo am avut un dirigent de șantier. Pe ce a luat banii acel dirigent de șantier? Eu înțeleg că un dirigent de șantier supraveghează lucrarea și la el o supraveghea, nu se ajungea la defecțiunile care s-au constat și avea să facă recepția lucrării. Și am înțeles că s-a încăsat o sumă destul de frumoasă de către acest domn dirigent. Deci sunt patru cămine, eu mi le-am montat cu defecțiuni, sau cinci, care mi le-am montat și urmează să... Canalizarea merită. Aia a fost că s-a văzut că funcționează, dar sunt defecte, da? Care nu puteau trece, nu puteau trece cu vederea, nu? Acum mă gândesc că domnii o să vină cu remedieri, nu știu cine o să le mai verifice după aia, ca să spună. Să vină cu procesul de bar, s-a zis remediat și cu asta s-a terminat. Procesul de bar l-a plecat undeva la facul și nu l-a preluat și domnul, de acolo până s-a preluat. Trebuie să ai eventual remedieri. Adică ar trebui urmărită chestia. Da. Și v-am dus. Problema de dirigentul șantier, care, dacă este implicat, bănuiesc că nu avea să ajungă la constatările astea. Și o altă problemă și am încheiat. Vreau să vă întreb ce prețuri aveți la vitanjarea foselor? Sau nu sunt? Nu. Nu sunt. Se poate vitanja o fosă în locuința unui cetățean? În locația? Nu? Și atunci, omul respectiv, cum își eliberează fosa respectivă? Unde o fi? Care-i metoda? Nu știu, nu înțeleg. Am înțeles că primăria are o vitanjă, nu? Și un tractor. Nu este la primărie. Nu este la primărie. Dar nu este. E personal, la privat sau cum? E al societății? Nu, e la platforma de gunoi. Platforma de gunoi care? Platforma de gunoi de graș. Care este undeva pe malul Plăbușului? Exact. Și ce vitanjează de acolo? Dacă... Eu vă întreb, nu știu. La fața locului. Eu am fost la fața locului și am văzut că e gol acolo, e uscator. Nu e niciun fel de gunoi. A fost într-o perioadă care... A fost de mai multe, domnul primar. Vreți să mergi la mă? Mă, nu aș spune și acum, că dacă vreau să spun, dacă mă țineți, că o să veni din zi de zi. Că permit să fac lucrurile. Vă rog frumos. Am făcut. Eu am și poze de acolo făcut, să știți. Și vă pot demonstra că e exact ce am găsit acolo. Nu știu ce vitajează de acolo. Da. Că există un cămin cu... Ce să ia de acolo? Dar dacă ați acolo, de ce vă luiți? Păi nu că n-am făcut să intru, că era de atât am găsit. Că nici un lac, că rest, nimeni. Eu de unde să știu? Că nu, nu am plan, n-am nimic. Și n-am văzut niciodată de acolo ca să... Ce e exact doamna la urmări și vă dă bani? Bun, nu știu. Deci e problema asta. Știți de ce spun? Pentru că un cetățean a solicitat domnul Abădării, nu, nu, nu. Vă spun cine, din Vrânceni, a solicitat vitanjă și i s-a cerut o sumă de bani.
Și s-a părut prea mare și a zis, doamne, nu pot să-mi permit. Pe Tanșu nu a cumpărat urmă. Păi și atunci de ce? Este și la județ, la unez, la Raja, este și la Turcoasie. Da, să-mi ca să pot termina? De ce un angajat la primărie a cerut suma asta? E problema lui. Dar e problema lui, bun. De ce luați problema așa? Dumneavoastră v-ați duce și v-ați duce. Dar dacă vine un angajat la primărie, după ce e 5 lei și mă duc până la studiu... Angajatul ăla de la primărie are o funcție. Nu e angajat de oricum, nu-i faci. Nu-i faci la primărie. Da? Nu știu ce-i va ce vreau. Ei, eu v-aș spus ca să luați în cap. Ca să poți să fac vezi bine dacă faci sau nu. Nu, eu v-am spus că este pe funcție în primărie și este solicitat suma respectivă. Eu de asta vă și întreba, că să vă zic la un răspuns cetățeanului, da? Deci spun că nu are vitalitate. Exact. Bun. În altă domnul vice de față, s-a vitalizat cu această vitanjă o fosă din comună, din cartierul Căiuți, și s-a eliberat pe malul produsului. Domnul vice știe despre ce e vorba, da? Ca și participat, mă gândea un vreau să ducă să vadă unde s-a aruncat. Da. Am avut curaj, am fost. A fost. Când trebuie la acolo, nu trebuie nicio problemă. A fost să până din mașină și a spus, doamne, eu am întrebat, unde trebuie să o vitanjeze? Și a zis, doamne, i-a spus să o vitanjeze în stația de curaj. Ce măsuri ați luat? S-a mai pus acolo? Da, nu țin. Dar ce măsuri ați luat? Că dacă prindeați pe un cetățean al comunii, cred că... Nu, nu, intervenții la... Domnule, ce domnul vice a avut, a venit multe telefoane pe chestia aia atunci. Pe care m-am venit și eu acolo, da? Și au venit la mine mulți, domnule, dar unde ce miroase, domnule, în casă, vine în casă, miroase în... Bravo, scuzați-mi expresia, să nu zic fecale, miroase, nu intrați în casă, domnule, e corect? Cum a fost și problema gunoiului la adus de șerpan. Domnule, noi putem respira prin comună de mirosul ăla. Așa s-a întâmplat. Este adevărat, domnul vice? Nu. Ei, păi dacă a stat în mașină normal, voi nu a simțit. Trebuie să vedeți cu tine, cum să vedeți unde s-a dus. Da, cum vă. Dacă îmi dați voi, mai vă rog. Vă rog. Atât funcția de primar, și cea de vice primar. Da. Îi consider o putere. Nu te mai stați tot oameni cu un singur lucru. Suntem să? Să-i ajutăm, nu să-i încălcăm. Să reprezentăm. Nici să-i pedepsim. Să pedepsim noi, să-i ajutăm. Pe unii! Dar ce să faci, oameni? Le lăsăm să facă continuare. Ce să fac? Păi ce-au făcut? Ce ați făcut dumneavoastră înainte la casă? Că acum să vedem în casă, la oameni. Dar nu se dărâmă tu, ne dărâmă legea, nu prea ajută. A? Dar dumneavoastră, cum puteți... Noi suntem aici o comunitate, să nu putem, nu se ocupă. Dar nu sunt candidate, acum că problemele am fără nici faia. Domnul Răuvo, domnul Răuvo, domnul primar, mă văd de cum să vă atenție. Nu, 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 vreau un răspuns. Răspuns la ce? La chestia cu vitanjă. V-am dus după el, nu mai face un negocie și a terminat cu el. Da? Ce face Tibino? Și v-am întrebat dacă mă pun eu în cauză, făceam acest lucru, ce făceați mie? Tot așa am atenționat și... Da? Da? Bun, și atunci de ce și-a mai permis și a doua oară? N-am mai dus a doua oară. Eu vă spun că l-am dus și am și în bandă. Eu spun că n-am mai dus. Bun, nu e, dumneavoastră vă plătiți cu mine, da? Da. Și m-am mai întrebat odată de ce primăria își permite să ducă gunoaiele care le strânge cu remorca în lungă și le dă foc acolo. Atunci dumneavoastră, pe data, le dă foc. Facem greșământ acolo. Nu știu dacă ăla poate fi greșământ, dar cu tot felul de mizerii, cu sticle și cu tot felul de porcării, da? Susțineți că doar menține curățenie în comună. Păi toți, din prin cartier, de acolo își duc, sau și din sat își duc, gunoaie acolo. Păi cum, dacă primarul, scuzați-mă, nu primarul, dacă primăria care își duce gunoaie acolo, eu de ce sunt acolo? Și știți lucrul ăsta, că toți sunt căruțele, gunoaiele le răstoarnă acolo pe lângă malul produsului. Lucru care și primăria i-a permis domnului cu tractorul să le duc acolo, deci sunt poze, domnule, care să văd sacii menajeri sau ce sunt naiba sunt acolo, de iubi, după felul de profele, le aruncă și cei care sunt însoțiți sau însoțește tractorul, utilajul respectiv de la primărie, dă foc cu benzină și aduce în sală. Deci, toată valea e plină de foc. Alte probleme? Atât am avut deocamdată. Vă mulțumesc. Hai cu domnul Oprea. Domnul Vițiva, care a fost accident?
clientul la biserică de acolo. Sticla a trebuit măturată de acolo. E un telefon social pentru alte mașini. Și la doilea rând, în curte cu mușca de alt, trebuie să arătați aritirea mărbunți pentru disabilitate. Orice intenție își poate să dai curba acolo. Curba aia e nestipoată pe clasă. Tot acolo la mână? Da, tot acolo. Noi, așa vă spun, propun ca poliția locală să facă un pic de servici, datorită țigarelor cu pepeni, cu toate, doamne, strigă, deci vă rog cum o să înțelegeți, faci toate în măcar 7-8 zile, zi de zi, de la 6 la 22. Dacă în 7 zile nu-i lăsăm să intri, poate să învață și nu mai intri. Nu zic ceva rău, domnule. Deci nu zic ceva rău. Ori de unde ai venit, ești obosit, ai copil. Când dă drumul la megafoanele alea, te sperie să știi cum trebuie, domnule. Așa. Cam așa. Și ședințe să fie mai scurt. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Roșcan? Da. Deci pe drumul comunal, pe urma acești, crescut vegetație ierboasă și lemnoasă, care funcționează atât caragelul rulare și vizual. Având în vedere că cei mai mulți beneficiari cu astăzi, și chiar din acești, un plan de acțiune, cred că este trecut și la acest moment de activitate, mobilizăm într-o din zile să o areteze speciile noastre, să păsim un pic acostamentul și unul să s-a ierbat. Deci, pe un singur sens, nu-i prea frecventat și, păcate, acel drum, cadrele modernizări le asfaltăm, măcar că lasă puțină și un pești. Am așa. Da, vă mulțumesc, că m-am de spus. Mulțumesc, domnul Roșcan, cuvântul domnului Sărbu. Domnilor colegi, consilier, am să încep, și vreau să fiu și scurt, cu un regret al meu că astăzi ședința n-a fost împlinită cum ar fi trebuit. Dar asta se datorează și asta o spun nu cu maliciozitate, o spun cu sinceritate. Datorită executivului care nu s-a plecat destul de atent și cu mare rigorozitate asupra ordinei de zi și mai ales a proiectului. Și aici mă refer la faptul că a aplicat proiectul acesta cu gazul metan. Eu m-am uitat și am văzut peste tot în proiect că este vorba de Comuna Căiuți. Deci, aducțiune gaz metan în Comuna Căiuți. Faptul că a apărut acea prioritate Open Vidar Căruți, pe care noi am mai amendat-o o dată un an de zile și am generalizat extinderea gazului metan în Comuna Căruți, pentru toată Comuna Căruți. Nu știu de ce ați repetat-o ca să putem să creăm aceste animozități. Regret că oamenii așteaptă de la noi și sunt oameni care sunt interesați să aibă gaz metan în Comuna Căruți, trebuie să mai aștepte probabil o lună când o să revenim acest proiect, în detalii curate și precise, ca să putem să demarăm acest proiect, pentru că este necesar. Vedeți că două comune, asta cum se numește Cașinul și Bureteștiu, deja sunt în avans cu proiecția de, cu proiectul gazului metan. Eu vreau să vă spun că ați început prost campania electorală. Pentru că lista celor necesare în Comuna Căiuți este mult mai largă și mult mai utilă. Și v-aș recomanda, domnul primar, să aveți grijă ca până la 27 septembrie să începeți, și asta este binele dumneavoastră și a întregului executiv și chiar și a nostru, de ce nu? Gândiți-vă că trotuarul de pe partea dreaptă, cum vin dinspre Onești, sau pe partea stângă, cum vin dinspre Ajut, este lăsat în paragină de foarte mult timp. Și este necesar ca și partea aceasta, haideți să termină și lucrările la dispensarul acesta comunal, ca măcar porțiunea aceasta de la Damian și până la Orteanu să fie aproape identică cu ceea ce este pe partea aceasta, nu spre primărie.
Poate nu cu dare, așa cum a fost sau cum este acum, poate după modelul de la Ștefan cel Mare, un pic mai larg, ca să se întâlnească, să poată să treacă doi oameni în sens contrar și să, măcar să demareze această chestiune. De asemenea, v-aș ruga ca pentru perioada următoare sau chiar pentru mandatele următoare, dar să aveți în atenția dumneavoastră a executivului și alte lucruri necesare sau alte, da, alte lucruri necesare comunicării. Și anume, mă refer la proiectul unui cămin cultural. Discutasem anterior aici despre suprafața aia de 5 mm. Și văd aici că este suprafața de, cu destinație de cămin cultural. Căminul cultural Căiuț, a cărui director am avut onoarea să fiu acum vreo 40 de ani, avea numai această sală de unde află astăzi și un cămin unde este doamna Carmen acolo, un birou unde era la director și doamna Carmen. Nu avea teren. Dacă vreți să faceți pe terenul ăla acela, gândiți-vă că va ridica același inconvenient cum ridică terenul de sport. Pentru care vă rog ca împreună cu domnul Gabăr să găsiți soluția de trecere a acestui teren de sport în folosința și uzul capuțiunii bazei sportive sau nu a bază sportivă, asociației sportive, viitorul a cărui președinte este dumneavoastră. Să poată să folosească cu program și contractos, pentru că toată lumea s-a învățat să vină la distrugere fără să aibă niciun fel de contribuție și să se disciplineze în această situație și să învețe și copiii tehnicile fotbalului sau ale sportului în general sub supraveghere. O a doua chestiune, să o aveți prin programul GAL, dacă se poate, să reabilitați, dacă nu este propriu vorba, nu este în proprie vorba, terenul de fotbal de lângă școală. Se va lega foarte bine baza sportivă a școlii cu terenul de sport, terenul de fotbal de lângă școală și, de ce nu, vă mai repet, Comuna Căiuț are centru aici, nu la Popeni, la Salcâni, acolo sunt alte lucruri pretabile. Regret că am stat din cauza acestei pandemii, n-am putut să facem sărbătoarea noastră tradițională a Salcâni. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul domnul Matei Lăuzi. Ne-am ascultat colegii mei și am rămas cu gândul la problema ridicată domnul Mărcuți. Dar sub o altă formă. Mă întreba domnul Mărcuți, aveți în vedere să ajutați pe cei care nu luați casele. Eu nu vă întreb același lucru. Am mai spus și atâta, dar ar trebui să facem ceva să nu se mai întâmple. Am mai vorbit atâta despre drag, despre pichetii de incendiu și am vorbit și am rămas cu vorbitul. În realitate, nu sunt și la mic atunci. De exemplu, satul Fralea nu are nici canalizare, nu are nici apă, acum nu are nici hidranți. Deci nu există nici hidranți, s-ar putea face măcar niște pichetii de incendiu. Cu niște singătoare foarte mari, cu tot ce trebuiește acolo, sunt de vin oameni. Până atunci, mașina de concret la Omej, la Braga, nu multă lumea ce face. Așa s-a întâmplat și cele două cazuri. Când concret, dacă ați venit mai repede, s-a făcut la ceva. Și încă o problemă e perioada adevărat, perioada concerilor. Ar fi corect, mă gândeam că o să spun ceva înainte, da? Ar fi corect să stabilim astăzi și cele ședințe care lucrează. Sunt un mărbun la Iuse și am dat o să întâmpla. Pentru că unii plecăm în concert și un trezit cu scopul cu ședință, nu sunt mai mult 5 zile. Deci dacă se poate, atât că e în sucură, să faci și seama care dau. Dar nu vreau. Deci putem să apelui acum cu ședințele pentru cele două luni, se pare? Țineți la tot, colegii, consideri? Domnul președinte, câteva lucruri, colegii. Cine este de acord cu propunerea domnului Matei Laurențiu? Cine este de acord? Toată lumea a fost. Domnul primar, vreau o întrebare cu colegul dumneavoastră vis-a-vis de contracte care se încheie la investiții mari, în general, la poduri. Am observat că la poduri, la peste totuși, se dă un timp de garanție numai de 3 ani de zile. De ce se dispare la o structură atât de mare, un pod atât de mare, construcții sau e un spas, e un legat care așa, sau cine stabilește termenul de garanție?
Este clar că bănuiesc constructorul are tot interes să dea o termen garanție cât mai mic. Dar trei ani de zile m-am oprit așa de mare, trei viitor și l-au cădut spot de acolo. Nu se poate, dar... Vreau să stabiliți cu ei sau ei, sau ei nu stați, eu cu reguli, ceva, nu știu. Că e ideea așa. Proiectul Recreația Marginii de Zace de Ispiedo. Și în efectul de perioadă de garanție. Respectul ăsta aici. Da, dar și părerea noastră. Sunt implementat de garanție, de garanție, de implementație, dar tot cu plasă, de la până la. Cum? Chemele de garanție sunt implementate, dar cu plasă, de la până la. Am. Ca termen de garanție. Au o plasă, de la până la. Da, vă spun, trei ani să-i primi cu la noastră. Domnul Alexandru, dumneavoastră? Apreciez intervenția domnului consilier. Problema? Eu pun întrebarea. Ar putea interveni să le interzicem la indivizii ăștia să... Referitor la ce? La problema cu mașinile care alimentează cu buicul. Trebuie să ne gândim și un pic la cetățenii în vârstă pe care avem în comun. Că la nu se permite să ajungă până la magazinul nu știu cui să-și iau o pungă de cartof sau ceapă sau ce vând ăștia sau un pui, să meargă până la unii să dea. Deci trebuie că dacă ori să stabilim niște locuri unde să vină să desfășoare și activitatea și să poată ajunge și cei în vârstă la ei, ori să nu mai folosească megafoane și să mai să folosească altă metodă. Scuzați că intervine. O vecină de-a mea a luat niște cartofi și a pus 600 de grame că s-a dus în urmă. Deci nu trebuie permis la un bolan de asta. Păi atunci trebuie vorbim de niște centri, pentru că să-i ajută și pe centri, să-i ajută nici mai la piață. Păi dar sunt oameni, nu se vede, nu se pot. Domnul Alecam, după părerea mea, comerța ambulantă a fost întotdeauna și cred că va mai fi. Dar ce să nu existe? Dar ce să nu existe? Problema este să existe, dar nu avea la poate. Să nu-i trezească un nepoțelul. Un nepoțelul, dar nu avea la poate. Poate și unul se odihnește la o oră. Depinde de următoarea și de ce e la oră. Și a mai ridicat o problemă, a mai ridicat o problemă. Am zis un nepoțelul, nu te bat de bun. Are el. Domnul președinte, știi că n-am să vorbim. Domnul președinte, mai am o problemă. Am ridicat într-o ședință în care nu s-a considerat. Problema migranților pe care ridicam și domnul Matei în cartierul comunității. În cartierul fabric. Am spus că sunt case în una lângă altă. Doamne ferește de un incendiu. Aici ar ca, nu zic șobolani, dar ca fiind o locutire de chibrii toți. Pentru că nu știu dacă cineva își permite sau poate să stingă un foc cu furtunul ăla sau care îl pune de la țeștitoarea aia de curte să stingă un incendiu sau consider că dacă ar fi unul pe capetele străzilor, două hidrate și pompierii s-ar putea alimenta sau făcut un bazin din care am înțeles că la Praga când a venit nu a putut să alimenteze mașina pompierului dintr-un bazin de acolo. Deci adică trebuie să notăm să ne îngrijim și de situația incendiului din localitatea. Da. Vă mulțumesc. Ședința de astăzi s-a făcut o apropiere de profesionalitate, s-a așteptat să se depună ok, pentru foarte bine, cu strică și așa departe. Eu personal nu găsesc nicio vină în faptul că s-a luat această ședință și că au fost vorbiri, intervenții unul peste altul. În mare parte, dragi colegi, toată această chestiune s-a produs și din cauza dumneavoastră. Dacă am căutat să fiu riguros în desfășurarea ședinței, vă spun un lucru, nu vă pot întâlni, pentru că nu am fost ajutat. Un cuvânt adăugit la toate cele spuse. Pentru rigorozitate, cineva spunea că e păcat că proiectul cu gazul metan va întârzia. S-a propus proiectul pentru toate satele, în primul fază. S-a venit un proiect doar pentru trei sate. Am venit în acea ședință cu amendament, iar pentru trei sate. Am aprobat amendamentul respectiv. Venim după aia acum iară cu trei sate. Cine este vinovat la toată această chestie?
Haideți să nu mai găsim și căutăm vinovații, dumneavoastră executiv, noi care dorim binele pentru toată comuna, și să vedem dumneavoastră că nu se mai întâmplă ceea ce s-a întâmplat astăzi. Consider că și-a atins focul ședința de astăzi. Vom mulțumi de la răspunsul la întrebări când avem pe Iuri și Agus. Aștepta așa răspunsul. Așteptăm răspunsul de astăzi. Iuri și Agus, când îți poate ce? Ultimele zile, 30... 30 iulie și 31 august. Poate că ținu, da? Ultimele zile, 31 august, nu uite. S-a nimic? S-a nimic. Vă mulțumim pentru participare, s-a încheiat.